A fost o seară foarte interesantă în casa mireasa. Toată lumea a interacționat cu toată lumea, mi s-a părut foarte interesant ce s-a întâmplat. Au fost mai multe aspecte de punctat, dar acum, mai devreme, caled avea o cremă cu care îi masa pe toți concurenții. Le-am le 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 arătat niște tehnici speciale, spunea de acolo, din zona lor, le făcea masajul mâinilor. La un moment dat, am văzut că. Masa și pe Delia, mai apoi pe Eliza, iar Dediș s-a oferit să-i maseze picioarele Elizei. Și ce să vedeți, aceasta a acceptat. Iar acum mă uitam la ei cum e cum îi masează picioarele, da, stătea acolo cu picioarele întinse el pe un scaun în fața canapelei și între timp Eliza vorbea cu Laura, care era tot acolo pe canapea și a întrebat-o cum ești, ea a răspuns fierb și Eliza a întrebat-o dacă a mai trecut vreodată prin asem printr-o asemenea situație, bineînțeles că Laura a spus că nu, iar Eliza a răspuns: Vezi, aici se întâmplă toate la Mireasa, aici totul este posibil. Iar apoi a mai adăugat și faptul că am văzut pe material că i-ai spus tot ce ți a venit doamnei Daniela. Nu te mai abținut, ai spus tot. Iar Laura a confirmat că da, ce era să facă. Da, se pare că foarte multe situații nepevăzute în această seară la Mireasa.